Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Practica spirituală în diverse tradiții ale lumii. Astăzi vorbim despre o carte foarte frumoasă în colecția Colibri, autor Alan Percy, Dieta spirituală, un program revoluționar pentru eliminarea a tot ceea ce îți îngreunează inutil viața. Cartea aceasta este un ghid, are de altfel și un titlu foarte sugestiv și metaforic, cumva, Dieta spirituală. Este un ghid practic care ne ajută să eliminăm acele reziduri, le-aș spune, mentale, aceleași credințe limitative, aceleași obiceiuri responsabile de scăderea calității vieții noastre. Cele mai frecvente 24 de cauze ale nefericirii sunt supuse unei analize cât mai obiective cu putință și clare într-un program de dietă în care scopul este să le înlăturăm treptat una câte una cu fiecare săptămână care trece. Stresul, foarte multe emoții negative, ranchiuna, frica, nerăbdarea, perfecționismul, ostilitatea, tristețea, deznădejdea și alte asemenea lor sunt abordate capitol cu capitol, începând cu un exemplu din viața noastră de zi cu zi. Organizată ca un soi de dietă cu obiective săptămânale, această carte putem spune că are o misiune sau are misiunea de a reduce cantitatea de nefericire și de suferință, sentimente care se dezvoltă atunci când perpetuăm obiceiuri dăunătoare din punct de vedere emoțional și vom vorbi și despre igiena emoțională și toaleta emoțională. Când începem să învățăm cum să ne hrănim cu emoții pozitive, cu emoții sănătoase, realizăm lucruri minunate, cum ar fi faptul că îngrijorarea neîntemeiată, frica, anxietatea ne diminuează încrederea în sine. În loc să ne comparăm cu ceilalți, apropo de judecată, este mult mai productiv să ne inspirăm de la ei. A fi mereu în defensivă este o slăbiciune, nu un punct forte. Prea multă critică îi poate răni pe alții, dar ne poate răni și pe noi înșine. Iertarea, procesul vindecător al iertării, este mai eliberator pentru cel care iartă decât pentru cel care este iertat. Și pornind de la această carte, Dieta spirituală, vorbim astăzi cu Claudia Jimeno, specialist în comunicare relațională la Centrul Amaneser. Noi am mai vorbit de multe ori despre emoțiile negative, am mai vorbit despre igiena emoțională și despre igiena relațională, dar și despre această toaletă emoțională. Cât de important este să gestionăm cât mai bine emoțiile noastre cu ajutorul acestei diete spirituale, în așa fel încât să realizăm o legătură, o conexiune între minte, între psihic, între suflet, între corpul nostru fizic, ca toate să fie în armonie și să avem mult dorita liniște și pace sufletească interioară. Claudia. Bună, Sorin, și mulțumesc mult pentru invitație. Ca de obicei, mă sunt foarte bucuroasă să fiu alături de tine și de toate persoanele care ne văd și ne ascultă acum. Și, cum spuneai, meditația ne ajută foarte mult să intrăm în contact cu acele părți din noi, cele mai frumoase, cele mai liniștite și cele mai luminoase. Și, de asemenea, ne ajută să, dacă știm cum să o facem sau cum să o ghidăm, ne ajută să facem o curățenie mult mai profundă în ceea ce privește emoțiile negative sau programele care ne perturbă viața sau ne o umbrește un pic. Acum, meditație, ca și stare, poate să înceapă pentru o persoană care nu a meditat niciodată doar prin închiderea ochilor și concentrarea pe respirație. Poziția meditației ideal este să stăm așezați în fund cu spatele drept, picioarele cu tălpile puse pe podea,
Dacă nu suntem încălzați, este și mai bine să facem o conectare mai bună cu pământul. Și dacă am putea să stăm și cu picioarele pe pământ sau cu picioarele încrucișate, de asemenea, este util. Ideea de spatele drept este importantă pentru că chakrele și canalul chakrelor trece prin coloana, care este, începe cu prima chakra, care este la baza coloanei, care ne face împământarea, care emite lumina în jos, către centrul pământului, și după care avem celelalte chakre care sunt lipite de coloane și emit în față până chakra gâtului, după care avem al treilea ochi și avem chakra a șaptea, care face conectarea cu divinul în sus. Deci când avem spatele drept, lumina și energia intră liber prin canalul chakrelor și atunci deblocarea de emoții negative sau programele negative pe care le avem se întâmplă mult mai ușor. Sigur că sunt și persoane și meditații care se pot face și culcat, în ideea să stăm cât mai relaxați ca să putem să aducem, să lăsăm energiilor de lumină și informația care o aduce legată de iubirea necondiționată sau de curățare sau de încărcare pe care le facem, să poate să circule prin corp și prin celulele noastre în mod liber, fără blocaje. Da? Deci ambele poziții, să zicem că ar fi utile în funcție de meditație pe care o facem. Cea mai simplă este să stăm cu spatele drept și să menținem atenția sau să punem atenția pe nari, să observăm și să simțim cum intră aerul în plămâni și cum iese. Să urmărim circuitul aerului în interiorul nostru și că durează un minut, două minute, cinci minute, este util pentru că ne ajută să putem să focusăm atenția într-un punct. Sigur, mintea noastră o să înceapă cu toate gândurile, cu programe, ce avem de făcut, ce face copilul, ce a făcut mama, dar ce face soțul, soție, ce mai am de făcut la job. Deci toată agitația mentală pe care o avem de obicei se pune în funcțiune și de aceea este necesar să focusăm atenția sau să învățăm sau să practicăm, să focusăm atenția după voința noastră și la asta ajută în primul rând respirația. Atunci când concentrăm atenția pe respirație, ea în mod natural devine mai lentă și mai profundă. Și asta aduce mult mai mult oxigen în celulele noastre și în creierul nostru, ceea ce ne ajută să liniștim mintea și să liniștim și corpul. O stare de relaxare mentală și fizică ne ajută să ne conectăm mai ușor cu anumite zone din ființa noastră, anumite câmpuri, anumite zone energetice, să zicem cum ar fi sufletul nostru, inima energetică, sau de multe ori să intrăm în contact cu ingerii sau cu ființele de lumină. Da? Deci Spune. Zim. Există vreo diferență între... Este un termen relativ... nou, să spunem, în ceea ce înseamnă practicile spirituale și partea aceasta de meditație. Există vreo diferență între meditația clasică, meditația tradițională și meditația ghidată? Acum depinde, pentru că meditația clasică pentru unii va fi să încerce să nu gândească, să aibă mintea în alb, ceea ce este mult mai dificil. Pentru alții, meditația clasică va fi doar să fie concentrat pe respirație și pe senzațiile corporale. Acum, o meditație ghidată înseamnă că cineva care are, să zicem, un scop, un obiectiv în meditație, nu știu, să curățăm câmpul emoțional sau să intrăm în contact cu partea noastră de încredere sau cum am... meditații, că e o meditație pe încredere sau pe echilibrul interior sau pentru echilibrarea femininul-masculinul. Sunt alte persoane care fac
tot feluri de meditații ca să intrăm în contact cu Mama Divină, cu Tatăl Divin. Cu... Deci există un obiectiv și în funcție de obiectivul acela se aduce un anume cum sau se creează un câmp interior în funcție de frazele pe care noi le spunem ca să ghidăm acea meditație către acele scop. Nu? Când intrăm în meditație, de exemplu, cum fac eu de multe ori dimineața, intru, mă conectez cu sufletul și las pe el să mi arate ce am de lucrat sau unde să mă conectez din interiorul meu ca să pot să fiu mai bine în ziua respectivă. Înțelegi? Și atunci eu mă las ghidata de sufletul meu. De exemplu, astăzi că suntem pe luna plină, a fost conectarea cu luna plină și cu portalul de astăzi, care ne pregătește pentru portalul leului pe 8. Și atunci este sufletul care te ghidează. Dar când ascultăm o meditație ghidată, fie că este pe sunete sau prin fraze sau prin mantre, acele mantre, acele fraze sau acele sunete conduc energia pentru obiectivul pe care îl urmărim în meditația respectivă. Da? Pentru în tot felul de meditații în funcție de ceea ce dorim să facem. Da? Deci asta ar fi diferența. O meditație clasică, să zicem, ascultăm ce se întâmplă în corp sau ascultăm ce se întâmplă în interiorul nostru și ne lăsăm ghidați de suflet sau ne lăsăm ghidați de acel gol mental care ne aduce acea liniște. Și o meditație ghidată are un obiectiv și în funcție de obiectivul acela se canalizează energia, mantra sau sunetele pentru a atinge acel obiectiv sau pentru a realiza acel obiectiv. Deci postura este foarte importantă, spatele drept, concentrarea pe respirație, iarăși este foarte importantă. Și de asemenea, tot ce înseamnă partea aceasta de sunete, de mantre. Care este rolul lor? Deci, mantrele sunt anumite sunete care aduc o anume energie, care au o anumită informație în ele. Sunt ca niște coduri care atunci când se folosesc, aduc acea informație și acea energie în interiorul nostru. Da? Deci avem mantre care sunt aproape cunoscute de toată lumea, gen Aum sau Om. Da? Și în funcție de diverse tradiții există și alte mantre. Există de asemenea anumite sunete care se primesc prin canalizare, care de asemenea restabilizează sau curăță câmpul energetic atunci când medităm. Da? Sunt niște sunete, de exemplu, de curățare, care multe persoane, când le aud prima dată, nu le suportă, pentru că ceea ce fac acele sunete este, când avem o aură încărcată sau cu programele care distorsionează fluxul natural al energiilor în interiorul nostru și blochează chakrele noastre sau le face să funcționeze prost, spargă acele programe sau acele energii ca să poată să readucă acel flux. E ca și cum are scoate dopurile prin canalele energetice. Și atunci persoana se simte prost, adică poți să simtă mâncări în corp, dureri sau cum curge energia sau pur și simplu emoțional nu sunt deranjați de acele sunete. În schimb, după ce s-au curățat și după un timp în care s-a integrat acea nouă energie, aceeași persoană cu același sunet se va simți mult mai bine, pentru că sunetul poate să intre și restructurează acele zone unde a fost spart, unde a fost curățat, da? Unde a ieșit dopul, se curăța și după care același sunet ajută că fluxul energetic să aducă informația și energia de care avem nevoie în acele zone unde au avut lipsă. Da? Sunt sunete, de exemplu, sunt boluri de cristal sau boluri tibetane sau șamanii folosesc tot felul de alte instrumente ca să producă aceste schimbări prin sunet. Toba, zonitoarea. Exact. Și sunt și prin voce.
eu primesc niște sunete care se folosesc anumite frecvențe care ajută la curățare sau la integrarea sau la schimbarea ADN-ului în funcție de frecvența pe care o primesc și de scopul meditației pe care o fac. Și de asemenea folosesc, de exemplu, eu primesc coduri prin limbajul luminii, care este cumva limbajul sufletului, limbajul inimii energetice, de fapt, și acele sunete aduc, e ca și cum ar aduce niște pachete comprimate de informație și de energie, care le integram și pe măsură ce schimbam programele noastre sau pe măsură ce integram acea informație, ele se desarhivează și încep să vină la nivelul nostru conștient și ne ajută să luăm decizii mai ușor, să spunem nu, să putem să eliminăm mai ușor emoțiile negative sau să ne înțelegem mai bine cu ceilalți în funcție de scopul meditației pe care o facem atunci. Hai să încercăm acum la final, poate și partea de practică, încercăm în aceste videoclipuri, în aceste interviuri, pe lângă partea teoretică pe care o găsim în cărți, cum este și cartea despre care am vorbit, Dieta Spirituală, să venim și puțin cu partea de practică, ca oamenii să înțeleagă cât mai bine că întotdeauna partea teoretică trebuie completată de partea practică sau invers, practică. Partea practică de cea teoretică, ca să avem o privire de ansamblu, o privire întreagă a ceea ce înseamnă meditația, procesul acesta al meditației și cât de benefic este el pentru psihicul nostru, pentru fizicul, pentru organismul nostru, cum ne ajută să depășim anumite momente neplăcute, dificile în viața noastră de zi cu zi, cum am spus puțin mai devreme, fricile, vulnerabilitățile, tendința de a critica, de a judeca, procesul vindecător al iertării, cât de important este pentru cel care iartă, mai mult poate decât pentru cel care este iertat. Da, deci eu pot să, în câteva minute, să vă conduc pe o meditație, pe atenție, pe respirație și să ne conectăm un pic cu sufletul nostru. Da, este posibil să emit anumite sunete ca să pot să facilitez conectarea fiecăruia cu sufletul său. Este important să mențineți ochii închiși. Da? Deci încercați acum să găsiți o poziție cât de cât confortabilă, cu spatele drept. Persoanelor care le este foarte greu să stea cu spatele drept, pot să se întindă, ca să poată să se relaxeze. Cei care nu au probleme cu spatele sau durerii, e de preferat să stați cu spatele drept. Da? Puneți telefoanele pe silent sau tot ce ar putea să perturbe aceste minute de meditație, să-l înlăturați, închideți ușile, etc. Și o să începem cu atenția pe respirație și vă invit să închideți ochii și să mutați atenția pe nări și să simțiți cum intră aerul și cum iese prin nări. Respirați cum respirați normal, cu atenția pe nări. Și observați cum respirația voastră devine mai lentă și mai profundă. Inspirați, expirați. Lent și profund. Fiecare respirație, respirația voastră devine mai lentă și mai profundă.
cu fiecare expirație, corpul vostru se relaxează din ce în ce mai mult. Continuați să respirați lent și profund. Cu fiecare expirație, mintea voastră se liniștește. Și respirați din ce în ce mai lent, din ce în ce mai profund. Corpul vostru se relaxează și mintea voastră se liniștește. Respirați din ce în ce mai lent, din ce în ce mai profund. Iar acum, fiecare inspirație, mutați atenția către mijlocul pieptului. Acolo se află și sufletul vostru. Continuați să respirați lent și profund, cu atenție în mijlocul pieptului. Inspirați, expirați, iar cu fiecare inspirație vă apropiați de sufletul vostru. Cu fiecare inspirație, intrați în contact și vă scufundați în sufletul vostru. Inspirați, expirați și intrați în contact și scufundați-vă în sufletul vostru. Continuați să inspirați și să expirați și să vă adânciți în sufletul vostru. Să vă conectați cu el. Ca să poată să vă ghideze în viață. Despre armonie, bucurie, liniște și iubire. Prin intermediul intuițiilor sau prin intermediul mesajelor pe care alte persoane pot să vi le aducă.
iar acum rugați-l pe sufletul vostru să vă ghideze și să fie mereu cu voi, să vă conducă El în viață, în fiecare zi, în fiecare moment. Inspirați, expirați și începeți să reveniți aici și acum în ritmul vostru. Inspirați, expirați și încetul cu încetul deveniți conștienți de corpul vostru, mâinile, picioarele, trunchi, capul. Și pe măsură ce reveniți, începeți să le mișcați. Mișcați corpul și doar când simțiți că ați revenit complet, deschideți ochii. Da? Fiecare în ritmul propriu se mișcă, respiră, respirația devine normală și reveniți aici și acum. Și deschideți ochii. Așa, și acesta a fost o mică mini-meditație de conectare cu sufletul. Mulțumim foarte mult, Claudia Jimeno. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre meditație, despre meditația ghidată, pornind de la cartea Dieta Spirituală, un program revoluționar pentru eliminarea tot ceea ce îți îngreunează inutil viața, de Alan Percy. Carte apărută în colecția Colibri, a editurii Herald, și carte care face parte din campania online Practica Spirituală în diverse tradiții ale lumii. Îi mulțumim foarte mult Claudiei Jimeno, că a fost alături de noi. Claudia Jimeno, specialist în comunicare relațională. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Nu uitați, intrați pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro. Această campanie frumoasă vă așteaptă foarte multe cărți cu o reducere substanțială pe tot ceea ce înseamnă practica meditației și practica spirituală, cum spuneam, în diverse tradiții ale lumii. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi minunată, lectură plăcută și la revedere! Mulțumesc, la revedere!